jurul meu cu seriști. Și acum ați la fel. Acum sunt mai liberal. Dacă nu-ți vă țin și în brațe. Nu, aia sunt aici. În primul rând, vă mulțumesc, ca să răspuns invitației de astăzi. Pentru mine, pentru CNAIR, pentru minister, e foarte important că am ajuns astăzi să facem această legătură între lotul 2 și lotul 3. Adică, într-un final, să folosim A0, tot, de la DN1 până la DN2. Știți foarte bine că anul trecut noi am terminat 20 de kilometri lotul 2, din care puteam folosi aproximativ jumate. Cealaltă jumătate, din cauza inteligenței unor domni din trecut care au făcut această lotizare, cealaltă jumătate era muzeu. Am rugat constructorii împreună cu colegii de la CNAIR să se focuseze pe acești 2 km astfel încât să facem această legătură până la DN2 și să folosim și ceilalți aproximativ 9 km care nu erau folosiți din lotul 2. Astăzi, undeva după masă, dacă nu mă înșel, vom putea să dăm drumul la circulație, să facem această legătură de care vă vorbeam încă de anul trecut. Eu țin să le mulțumesc constructorilor, colegilor din CNAIR, fiindcă știu că au fost aici și au urmărit îndeaproape. Eu cred că și autoritățile locale nu cred, știu. Și aici sunt cu noi și primarul de la Fuma și de la Ștefănești și, bineînțeles, președintele Consiliului Județean Ilfov, care are A0 aproape doar pe teritoriul județului Ilfov și care va folosi foarte mult bucureștenilor. Eu sper ca termenele de anul viitor, atât pentru lotul 3, cât și pentru lotul 4, așa cum știți, lotul 4, unde s-a început, se lucrează, să fie respectate, astfel încât la sfârșitul anului viitor, de la DN1 până la A2, să se poată merge pe autostradă. E un lucru important, e un lucru pe care, indiferent cine va veni la guvernare, indiferent cine va fi ministru, trebuie să-l urmărească. Mai vreau să fac un anunț legat de ceea ce se va întâmpla și în zilele următoare la CNAIR, la Ministerul Transporturilor. În următoarele 10-15 zile vom mai putea să dăm în circulație cele două loturi între Ploiești și Buzău, adică de la Dumbrava până la Pietroasele. Vom putea să dăm în circulație lotul 3 între Buzău și Focșani. Vom putea să dăm în circulație, înainte de termen, cei 16 km de la Pitești până la Băiculești, înainte de Curtea de Argeș, pe acel lot 5 Pitești Curtea de Argeș. Dacă stăm să le adunăm, sunt 80-90 de kilometri, cred, care vor fi dați în circulație în următoarele 15 zile. Eu chiar vreau să îi felicit în primul rând pe colegii de la CNAIR, pentru că au fost extraordinar de activi în acest an, dar și pe constructori, pentru că au făcut treabă foarte bine. Majoritatea lucrărilor pe care le-am amintit mai devreme sunt înainte de termen. De fapt, eu cred că în afară de cele două loturi între Dumbrava și Pietroasele, restul toate sunt înainte de termen, ceea ce e un lucru foarte bun. Domnul președinte. Mulțumesc, bună dimineața. Vreau să mulțumesc constructorului, domnului ministru, domnului director CNAIR. Pentru noi, pentru județul Ilfov, această investiție este extrem de importantă. În primul rând, județul Ilfov este regiunea cu cea mai mare creștere demografică din Europa. Foarte multe mașini vor evita Bucureștiul, ceea ce va fi un impact pozitiv pentru cetățenii din București și pentru cetățenii din Ilfov în ceea ce privește traficul. Evident, va avea un impact pozitiv și pentru mediul înconjurător. Și cel mai important pentru noi este, din punct de vedere economic, ce înseamnă această autostradă. Orice investiție de infrastructură mare, rutieră,
aduce de la sine și o creștere economică. Pentru că sunt foarte multe firme care până acum au evitat să construiască, să stabilească sediile în județul Ilfov datorită traficului îngreunat. Încă o dată mulțumesc domnului ministru, mulțumesc domnului director și de-abia aștept ca în 2026 să se circule pe întreaga autostradă de centură. Mulțumim. Dacă aveți întrebări. La capitolul autostrăzi, trece și la chestiuni politice, știți, o să vă întrebăm și pe partea politică. Nu înseamnă că o să răspund, da. Să știți că sunt în progres foarte bun. Din păcate, nu cred că vor reuși să termine până la sfârșitul anului lotul 3, cred, este cel construit de greci. Dar undeva la începutul anului viitor se va da în circulație și A0100. Deci undeva în primele luni anului viitor. Progresul e undeva la 90% și ceva. Ceea ce înseamnă că maxim în să zicem, aprilie se va circula și pe A0100. Bineînțeles, se respectă contractul. Ei au niște termene, sunt lucruri care țin de contract, nu țin de bunăvoința unui ministru sau unui director de la CNAIR, indiferent cine e. Eu n-aș vrea să caut astăzi vinovați. Eu cred, am citit parte din ceea ce s-a desecretizat. Mie mi se pare lucruri grave. Mie mi se pare că instituțiile statului trebuie să vadă cine e vinovat. Sunt obligate să vadă și să găsească vinovații, dar mai sunt obligate la ceva. Să încerce să evite ca pe viitor să se mai întâmple vreodată în România chestiuni de acest tip. Pentru că dacă ne facem că nu vedem și trecem mai departe, n-am învățat nimic. Deci, pe de o parte, cei care sunt vinovați trebuie să plătească și, pe de altă parte, instituțiile statului trebuie să găsească soluții pentru a se evita situații similare în viitor. Mulțumesc! Președintele partidului Marcel Ciolacu, așa că vă întreb și pe dumneavoastră direct. Dumneavoastră, Sorin Grindeanu. Eu am fost aseară și ați văzut că am fost semnatarul acelui protocol. Ama, eu sunt cât se poate de sincer și vă spun ce cred că gândesc mulți din membrii PSD. Să știți că nu e ușor să dai la o parte lucruri care te-au despărțit ani de zile. Și eu cred că lucrul ăsta e valabil nu doar pentru PSD, cred că e valabil și pentru PNL, dar eu pot să spun din punctul de vedere al PSD-ului. Lucruri care până săptămâna trecută țineau agenda publică. Lucruri în care se spunea despre cât de rău e PSD-ul. De unii care acum așteaptă susținere de la noi. Astea sunt adevăruri pe care le știm cu toți. Doar că suntem într-o altă realitate acum. Eu, Sorin Grin, și tocmai de aceea aseară am fost acolo și am semnat, mie nu-mi trebuie și nici PSD-ului nu ne trebuie certificat că suntem partid european. PSD-ul a fost cel care a terminat negocierile cu Uniunea Europeană, PSD-ul este cel care a băgat România NATO, PSD-ul este cel care a reușit acum cu guvern condus de Marcel Ciolacu să intrăm în Schengen. Deci nu avem nevoie de certificate de bună purtare și de partid pro-european de la unii și de la alții. Noi am dovedit. De aceea eu, Sorin Grindeanu, am semnat aseară acel protocol și sigur voi vota duminică pe o cale europeană, o cale care ține de valori europene și euroatlantice. Evident, cred că este acest lucru. Pentru că suntem într-o situație nu simplă. Nu simplă. Dar să știți că nu e ușor.
să treci peste toate lucrurile pe care le-ai trăit din partea unora, care n-au știut să facă nimic, doar să critique. Dovadă chiar la ministerul ăsta. Da? Mai mult decât a declarat că face un lucru ăsta și a încercat să-ți mobilizezi electoratul, ce să faci altceva? Adică, până la urmă, e un candidat. Noi am avut un candidat care n-a intrat în turul 2. Noi am fi vrut să intre candidatul nostru. Asta e viața în acest moment. E altcineva. Asta nu înseamnă că ne depărtăm de ceea ce am spus, de valorile europene și euroatlantice. Exclus acest lucru. Cum vedeți un guvern PSD, PNL, USR, UDMR și cine vă doriți ca prim-ministru, pe domnul Bolojan? Nu, nu facem. Prima oară trebuie să vedem ce se întâmplă duminică. Duminică avem niște alegeri extrem de importante. Noi aseară am semnat, eu, domnul Bolojan, Dominic Fritz, Ceche Atila și reprezentanții minorităților pentru constituirea unei majorități parlamentare pro-europene și care să funcționeze și dincolo de duminică. Haideți să vedem, cum ar zice un clasic în viață, pas cu pas, de duminică încolo, ce se va întâmpla. E foarte importantă ziua de duminică în orice scenariu vorbim. Nu, nici eu, nici domnul Bolojan nu suntem membri CSAT. Nu avem ce să... Eram în ședință când s-au declasificat. Nu știam foarte multe despre documente. Pentru anul viitor, ce buget are nevoie Ministerul Transporturilor și cam când ar fi gata? Pot să vă spun ceva. Atunci când am venit la acest minister, la finalul anului 2021, ministerul avea cel mai mare buget din istorie până atunci. Vreo 14 miliarde. La finalul anului 2024, să știți că terminăm cu undeva la 35 de miliarde. Adică de două ori și ceva mai mult. Și de fiecare dată, colegi din guvern știu, atunci când domnul Boloș are așa o mică sumă disponibilă, să știți că nu zicem niciodată nu. Proiectele importante de infrastructură nu se fac pe muncă patriotică. A trecut vremea aia, se fac cu bani. Și dovadă e cât a crescut bugetul ministerului în toți acești ani și e nevoie și în anii viitori de acest efort pe care bugetul României să-l facă cu direcție spre Ministerul Transporturilor pentru măcar a termina cei aproape 800 de kilometri de autostradă și drum expres aflați în execuție astăzi când vorbim. 50 de miliarde, cam așa? Câțiva ani cred că va fi nevoie. Dacă vorbim de toate lucrurile și de pe zona de CFR. Aș mai avea o întrebare. Vă rog. Victor Ponta a spus că s-au votat Călin Georgescu. Cei drept declarația a fost făcută înainte de desecretizare. Da, noi am avut luni... ...autoritatea electoratului PSD. Victor nu e cel care poate să vorbească... Da. Cel pe care vi l-am spus mai devreme. Eu cred că am fost cât se poate de clar. Iar Victor Ponta și-a exprimat părerea sa personală. Noi am avut luni o ședință la PSD prin care am hotărât că fiecare membru votează cum dorește. Repet, asta a fost luni. Între timp au fost aceste desfășurări de care spuneam mai devreme și care au clarificat. Nu ușor, subliniez, nu ușor. Că nu e ușor să treci peste anumite lucruri pe care le-ai pățit, pe care le-ai trăit și cu care, să zicem, nu te simți foarte bine și foarte confortabil. Dar acum este vorba despre cu totul altceva. Da? Mulțumesc mult de tot! Hai, îl lăsăm pe domnul director, că este... Bineînțeles, vorbim acum de cei aproximativ 9 km aferenți lotului 2,
care au fost finalizați anul trecut, dar din păcate nu au avut descărcare. Practic, acum am realizat această descărcare în drumul național 2 printr-o girație la nivel. Astfel încât să putem să folosim A0 de la DN1 A3 până în drumul național 2. Va fi vreo restricție la intersecția cu DN2 restricție de circulație? Adică se va circula pe o bretea de descărcare din autostrada A0 în drumul național 2. Evident că viteza de circulație este de 50 de km la oră în zona girației. Avem, cedează sensul giratorului, practic trebuie respectate regulile girației. Și dacă ne puteți spune care este stadiul lucrărilor pe restul acestui lot, care merge până în DN3? El progresează relativ bine, anul viitor trebuie finalizat, astfel încât să putem să realizăm legătura cu lotul 4, cu termen de finalizare tot anul viitor, până în autostrada A2. Ce pot să vă spun că astăzi la ora 13 vom deschide circulația. Cred că nu a fost precizat până acum. Cu drag.